fapt foarte multe mulțumiri de făcut. O să le fac, îmi cer să le fac și sper că o să-mi iasă să se le facă fiecare în parte. În primul rând vreau să menționez oamenii care au venit de la foarte mare distanță aici. Sunt absolut impresionat și entuziasmat de acest gest de devotament pe care ei l-au arătat astăzi. Sunt oameni veniți de la Ploiești, de la București și din alte părți. Îi mulțumesc domnului Vida pentru aprecieri și tuturor celor care au vorbit, și domnului Enache și Sandei pentru ce au spus. Domnul Vida a spus că sunt un scriitor, sunt absolut flatat. Fără față modestie, nu mă consider un scriitor. A fost doar o interfață între această poveste a formației YouTube și tot felul de date pe care eu le-am colectat acum multă vreme, nu pentru a scrie o carte, ci din pură pasiune. Și asta a născut, practic, prima carte despre care vă spunea doamna Enache, în anul 2002. Eu aveam foarte multe date strânse despre YouTube, un calculator, aranjate pe foldere. Într-o zi, privind acele foldere, pur și simplu mi-au sugerat un cuprins de carte. M-am zis de ce să nu îmbin două pasiuni, YouTube plus scrisul, scrisul fiind o pasiune a mea de mic copil. Apoi, în al treilea rând, dacă vreți, la noi în țară nu a apărut niciodată o carte despre YouTube, nu făcuse nimeni acest lucru și am zis ok, hai să o fac eu, mai ales că în străinătate a apărut zeci de astfel de cărți. Apoi, trecând de ani, am început să privesc cu ochi critici primul manuscris. Nu am mai fost de acord cu unele idei sau cu unele exprimări de acolo pe care le-am scos, am tot modificat și lucrat la acest manuscris pe parcursul acestor ani. Prin 2007-2008 am încercat să republic, au fost niște tatonări cu câteva edituri din București, nu s-au concretizat, dar știți cum se întâmplă, tot rău spre bine. Și dacă vreți, această carte este un simbol că visele se îndeplinesc când te ții de ele și e foarte important să știți, nu legat de YouTube, ci în general, se îndeplinesc la momentul potrivit. Dacă eu aș fi scos această carte, să zicem, în 2007 sau în 2008, în primul rând, nu aș fi avut date despre ultimul album YouTube scos anul trecut, despre ultimul turneu YouTube care încă este în desfășurare, și în al doilea rând, n-aș fi lansat cartea la Cluj. Eu sunt clujean de 10 luni, mă simt foarte bine aici, iubesc orașul, și acest eveniment în sine, care este lansat aici, în centrul Clujului, în lumea Clujului, consider că este adopția mea definitivă. Și cam asta, despre carte propriu-zis nu vă spun, vă las să o descoperiți. Eu consider că spune tot ce este de spus despre YouTube și chiar mai mult de atât. Nu este o carte doar despre muzică. Și cam atât. În rest, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vă aștept la o șampanie imediat acolo în spate. Vă aștept și la evenimentul de la Zorchi, la ora 7, la Zorchi Fotocafe. Mulțumesc încă o dată magazinului Diverta, reprezentat de doamna Enache, editurii Napoca, reprezentată de domnul Vida, și multe mulțumiri și Sandei Nicola. Și la final, mesajul meu pentru voi este: lăsați muzica să vă schimbe. Vă mulțumim pentru prezență, vă așteptăm să cumpărați lucrarea, prețul ei este 20 de lei, vă așteptăm la autografe și să sărbătorim apariția acestei cărți cu un par de suc sau de șampanie, cum doriți dumneavoastră. Mulțumesc de prezență! Mulțumim și noi!